În continuare, care se raportează mereu la operă, la operă în mare, care încearcă de fiecare dată să aducă ceva nou, nu se automanierizează. Și ceea ce a spus domnul Lăcătuș ar putea să ne bucure, pentru că se pare că până la urmă valoarea se impune. Și fără marketingul zgomotos caracteristic vremurilor noastre. Pentru că s-a pomenit aici despre cei care scriu proză citind-o pe Gabriela Adameșteanu, ce pot să spun este că am citit prima dată Dimineața pierdută, cred că la scurtă vreme după ce a apăruse. Pe vremea aceea nu mă gândeam că voi scrie romane. Astăzi, chiar astăzi, e zilele trecute, recitind acest roman care are un farmec aparte, un farmec care te captează. Are o magie a sa. Odată ce ai intrat în lumea aceea, nu poți să o părăsești ușor. Deci, recitind acel roman, m-am gândit că cine vrea să scrie proză, trebuie să o citească pe doamna Adameșteanu. Este o lecție de scris, tot ceea ce a scris domnia sa, titlul proză. Și ori ești foarte hotărât din admirație pentru aceste măiestrite proze să scrii și tu, sau te descurajezi și zici nu o să pot niciodată și te lași. Pentru că, în primul rând, sunt extraordinar de bine scrise. Remarca la un moment dat domnul Virgil Podoabă, colegul nostru, spunea despre doamna Adameșteanu că este nepoata lui Caragiale, scrie la virgulă. Nu este absolut nimic în plus acolo, în ceea ce este niciun cuvânt, nici o virgulă, niciun punctuleț, nici o linioară. Farmecul deosebit al acestor cărți constă în, odată în această scriitură extraordinară, apoi în senzația de viu pe care o dau personajele, vocile lor. Spuneam, când am citit prima dată Dimineața pierdută, m-am gândit că este greu posibil ca un autor român să scrie atât de bine. Am recunoscut celebra scenă prustiană a fotografiei, a întoarcerii în timp, apoi vocile focneriene. Astăzi, recitind-o, m-am gândit că unul dintre punctele forte constă în această relativizare a perspectivei. Romanul Camil Petrescian, intelectual al profesorului Mironescu. Tragedia unei familii după instaurarea, schimbarea de regim, instaurarea regimului comunist, văzută prin vocea Ivon, prin apusul tristeții a obiectelor odată splendide, într-o casă elegantă, dar toate acestea relativizate de vocea plină de umor a Vicării Delcă, Vica, Madame Delcă, o femeie pe care nu poți să nu o iubești. Deci toate acestea îi dau romanului ceva extrem de contemporan, de actual, nu numai că prin veșnice exerciții, probabil, de scriere, aceste romane sunt extrem de vii, ele se reactualizează la fiecare lectură. Este darul operelor mari.